scopul ăla e de goluri. Da, așa este. Un meci spectaculos pentru cei neutri, dar pentru noi de infart. Din păcate n-a costat relaxarea. După fiecare gol, cum ne-a marcat de noi, ne-am relaxat. Sigur că prima intenție este să-i lăudăm pentru faptul că au găsit resursele justificate să înscrie și să ne aducă în avantaj, dar n-am știut să gestionăm acest scor. Am întâlnit o echipă cu experiență, așa cum ziceam înaintea partidei. Singurul dușman al nostru astăzi poate fi chiar propria relaxare. Am căzut în această capcană și suntem să ne descurcăm. Ai înțeles ce a întâmplat la 3-1? S-a întâmplat o lecție de fotbal, ceea ce se întâmplă uneori când nu respecti niște principii clare. Asta este, toată lumea e de vină, așa cum toată lumea are merit atunci când câștigăm și trebuie să ne vedem mai departe de drumul nostru. Un drum care, din păcate, nu este cel dorit, pentru că cel puțin matematic aveam șanse să ne batem până în ultima etapă la titlu, dar eu sunt convins că cu ajutorul lui Edi băieții vor trage învățămintele de rigoare și cel puțin nu se va mai întâmpla. I-am văzut și pe ei foarte supărat și atunci nu are rost să îi criticăm, pentru că sunt băieți mari, sunt profesioniști și ei știu primii cum greșesc. Da, vă dați seama, mai sunt șanse matematice, dar trebuie să recunoaștem atât acest egal cât și cel cu Astra. De asemenea, cred că puteam mai multe, ne barează drumul către ceea ce am visat în campionatul trecut. E o luptă în doi? Cu siguranță vom conta și noi și Dinamo avem un target important, acela de a ne clasa pe podium, cred că nu este deloc puțin lucru, dar deocamdată sunt iper dezamăgirii acestui joc. Aș dori să felicit brigada de arbitri, pentru că de tot criticăm când greșesc, astăzi a arbitrat foarte bine. Și de asemenea sper să ne revenim rapid la meciul cu Viitorul, să fim iarăși o echipă bună, capabilă să pună probleme oricărui adversar. De altfel, echipa din primele 70 de minute. Ai sesizat în acest play-off cu meciuri ciudate, suspecte, așa cum a sugerat Reghe la meciul din anul ăsta? Nu, nu știu la ce s-a referit Reghe. Probabil era de asemenea frustrat că adversarii se mobilizează dublu. E normal, în subconștient. În momentul când vine un meci cu Steaua, toată lumea de la început de săptămâni se gândește cum să joace mai bine. Dar eu personal n-am văzut lucruri necurate și cred că este un play-off corect. Sunt și meciuri spectaculoase, am contribuit din plin în această seară. Putea să se întâmple și mai rău, au avut multe ocazii la sfârșit. Trebuie să rămâne cu egal. S-au vorbit zilele acestea că s-a schimbat atmosfera în sânul echipei, situația financiară pentru jucători, cel puțin primele, s-au dat. Da, sensibil, mai bine, mai bună situația, dar nu ceva important și oricum nu are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în teren. Nu poate spune, este o lecție de fotbal care trebuie de la care trebuie trase învățăminte, pentru că ar fi păcat să repetăm. Crezi că Real poate întoarce rezultatul? Va trebui să întoarcă. Este jocul sezonului pentru Real, pentru Zidane, pentru cariera sa. Mi-aș dori foarte mult, dar e o echipă foarte puternică, Wolfsburg, și un gol marcat de nemții necesită 4 goluri marcate de spanioli, așa că va fi foarte interesant acest meci. Pe mâna care îi venea? Dortmund sau Liverpool? Pe mâna Liverpool. Poate Liverpool să...